În acest video simulăm FIFA Imperialism, o competiție în care se luptă echipe de fotbal de top pe o hartă. În fiecare rundă alegem o echipă la întâmplare care să atace într-o direcție validă întâmplătoare. Cine câștigă meciul va acapara teritoriul adversarului și va transfera cel mai bine cotat jucător al pierzătorilor. Dar astăzi vom vizita toate FIFA-urile vechi pe care le dețin, mergând până la FIFA 2008, iar transferurile se vor face în toate FIFA-urile. Avem o hartă generată automat, aceasta este a doua jumătate a competiției. Dacă nu ai văzut primul video, o să fie un link în comentarii. Hai să ajungem la 500 de like-uri pentru acest video și o să începem în câteva secunde, doar să le las timp celor care nu s-au uitat la primul episod să nu-și ia spoiler. Practic, dar intră pe linkul din comentarii ca să-l vizionezi pe primul. Ok, hai să începem. Acum atacă Barcelona și se vor duce în sud-est. Dortmund va fi ținta și se joacă în FIFA 13. În acel sezon, Barcelona câștigase la Liga cu 100 de puncte, iar în Champions League fusese eliminată de Bayern cu 7-0 la general. În schimb, Dortmund a fost pe 2 în Bundesliga, în spatele lui Bayern și în Liga Campionilor, practic la fel, pentru că au pierdut finala cu Bayern. E meciul oricui, aș spune, în FIFA 13. Dortmund îl va lua pe Daniele De Rossi de la Roma, iar Barcelona pe Lisandro Lopez de la Olympique Lyon. Pierde De Rossi în fața lui Sergio Busquets și îl găsește pe Lionel Messi în partea stângă. Posibilitate de 1-0 este Messi. Messi care încearcă lobul și nu nimerește spațiul porții. Ar fi fost interesant să dea gol la prima fază. Lewandowski mută în partea dreaptă. Blaszczykowski cu pasă pentru Daniele De Rossi și mingea se duce pe lângă poartă, aproape de gol la debut. Este minge la Cesc Fabregas pentru Messi. Destul de activ în această partidă este Cesc Fabregas cu șutul dezamăgitor care se duce pe lângă. Se lasă așteptat primul gol al meciului. Este Busquets pentru Iniesta. Înapoi pentru Busquets. Trece de adversar, îl găsește pe Xavi și vine șutul acestuia pe lângă poartă. În acest video Xavi, antrenorul, a avut succes, dar astăzi jucătorul este mai neinspirat deocamdată. Este Xavi, Busquets, Lisandro Lopez, Fabregas, este Lopez cu șutul care se duce de asemenea pe lângă poartă. Câte ocazii are Barcelona și totuși nu a reușit să înscrie. Ultimele minute, înainte de a avea prelungiri, este Iniesta pentru Xavi. Iniesta încă o dată, vine pasa pentru Alexandru Song. Scoate însă Weidenfeller și probabil o să se ajungă la prelungiri și potențial chiar la penaltiuri, de ce nu? Este Xavi cu centrarea prea aproape de poartă. Avem penaltiuri și aici, prieteni. Atât de multe meciuri care se termină la loteria penaltiurilor. Este Daniele De Rossi și el nu dezamăgește, este gol. Mai departe, Lisandro Lopez, celălalt debutant. Noul transfer al celor de la Barcelona, este gol. De asemenea, ambi jucători noi înscriu. Mai departe, Hummels în fața lui Victor Valdez. Să vedem execuția acestuia și trimite pe centru, încearcă o panenca și prinde Victor Valdez, incredibil. Mai departe, Messi să o ducă pe Barcelona în avantaj. Și Messi se oprește, Messi ratează și el, nu se poate. Au, ce dezamăgire. Mai departe, Perisic. Să vedem. Este, încearcă și el panenca, cu siguranță nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva după ce a ratat Hummels în același stil. Este 2-1 pentru Borussia. Este Xavi Hernandez care ratează. Nu, nu, este gol. Mă pregăteam să spun că a fost un penalti ratat precum cel al lui Mutu la Euro 2008, dar nu, până la urmă intră, așa cum ar fi trebuit să se întâmple și la acea competiție. Este însă ratarea lui, cred că Blaszczykowski. Este Alexis Sanchez, intrat pe final, care trebuie să dea gol acum, este gol, Barcelona are avantajul. Mai departe, penaltiul decisiv este Subotic, cred. Într-adevăr, pentru 3-3 în fața lui Valdez și este gol, dar e în mâinile lor. Barcelona, prin probabil Piqué, nu? Weidenfeller trebuie să fie inspirat. Este în fața lui Dani Alves. Să vedem. Dani Alves să o califice pe Barcelona și este șutul, vară, nu se poate, bara lui Dani Alves și se ajunge la moarte subită acum. Este meciul oricui. Mario Götze, decarul, care reușește să înscrie. Suspansul crește, tensiunea este la maxim. Thiago, să vedem în fața lui Weidenfeller și reușește să înscrie. În continuare, egalitate și s-a ajuns la Robert Lewandowski. În fața viitoarei sale echipe, este gol. Acum este Piqué, în schimb.
A calificat-o pe Barcelona data trecută. El a fost ultimul executant la penaltiuri. Să vedem acum dacă poate să o mențină în cursă. Pe Barcelona este gol 5-5. Se va termina vreodată? Să vedem. Este Schmelzer. Cineva trebuie să rateze la un moment dat. Dar va fi oare Schmelzer? Este, da, este ratarea lui Schmelzer și acum este o oportunitate imensă pentru Barcelona. Este Alexandru Song, care a intrat pe final. L-a înlocuit pe Sergio Busquets. A avut și o ocazie mare în meci, dar să vedem acum dacă poate de la punctul cu VAR să transforme și să o ducă pe Barcelona, să o mențină în competiție. Este golul lui Alexandru Song. Excelent! Barcelona, încă o dată la penaltiuri, reușește victoria. Barcelona domină sudul hărții și acum Arsenal este în pericol. De asemenea, în special dacă ar prinde un meci în perioada poate 2015-2017, dar totul depinde de ce vrea roata. În runda aceasta va ataca Bayern și bavarezii se vor duce în vest. În sud-vest avem Sevilla, iar jocul va fi FIFA 18. În acel sezon Bayern câștigase Bundesliga și în Liga Campionilor se oprise în semifinale, fiind eliminată de câștigătoarea Real Madrid. Dar în sferturi chiar am avut Bayern-Sevilla terminat cu 2-1 la general pentru bavarezi. În schimb Sevilla în La Liga terminase pe 7. Cred că Bayern ar trebui să câștige astăzi. Cel mai bine cotat jucător de câmp este Miranda și ajunge la Sevilla. Banega trimite direct la adversar. Ribery recuperează. Este Arturo Vidal pentru Robert Lewandowski, pe care l-am văzut mai devreme la Borussia Dortmund. Este Arturo Vidal pentru Thomas Müller. Lovește bara! Scapă Sevilla cu puțin noroc. În Zonzi pentru Ever Banega vine șutul acestuia pe lângă poartă. Neinspirat astăzi eroul din meciul cu Inter, Zonzi. Ben Yedder pentru Ganso. Este atacat, îl găsește pe Ben Yedder, dar șutul său este dezamăgitor, direct în brațele lui Manuel Neuer. Chiar o încercare jalnică. Arturo Vidal pentru Thiago. O trece de adversarul său direct, este pentru Lewandowski, trimite pe lângă. Rămâne 0-0, deși Bayern a avut oportunități importante. Jesus Navas îl găsește pe Ganso în partea dreaptă. Trece de Thiago Alcantara, vine șutul lui Ganso și rămâne 0-0. Bayern scapă fără gol luat printr-o minune. Minge la Lewandowski. Boateng cu centrarea pentru Arjen Robben. Mingea se duce încă o dată pe lângă. Blestemate ambele echipe. Nimeni nu poate da gol astăzi, ceea ce am văzut și în multe alte partide în această competiție. Semnele indică o nouă rundă de penaltiuri. Este Robben pentru Kingsley Coman. Se încearcă și pe partea stângă. Vine centrarea pentru Boateng, dar scoate Sergio Rico. Extraordinar cum Sevilla tot rezistă. Iată-l pe Carlo Ancelotti, pe care o să-l vedem cel mai probabil și la Real Madrid. Sau de fapt sunt atât de multe echipe în aceste FIFA-uri. Dar este minge pentru Nzonzi, trimite pe lângă. E destul de clar în ce direcție ne îndreptăm. Se ajunge la penaltiuri, spre surprinderea nimănui. Orice e posibil aici, să vedem execuția lui Ben Yedder. În fața lui Manuel Neuer și înscrie Arturo Vidal. În fața lui Sergio Rico, este gol. A avut noroc aici. Corcia, nu mi-aduc aminte de acest jucător, și ratează de asemenea, poate de asta. Dar este James Rodriguez în fața lui Sergio Rico să o ducă pe Bayern în avantaj. Este James Rodriguez. Ciao, ce încercare ridicolă. Ce a încercat să facă acolo jucătorul columbian? Este Vázquez. În continuare egalitate, 1-1. Este Vázquez care înscrie în poarta lui Neuer, dar nu sare pentru a doua oară. Mai departe, Robert Lewandowski. N-a avut succes cu Dortmund, dar acum la penaltiuri, să vedem. Este șut și gol. Însă echipa sa trebuie să rămână în competiție. Să vedem, este Escudero care trimite pe lângă. Bayern poate să obțină victoria astăzi. Este David Alaba care șutează peste poartă. E extraordinar. Neinspirate aceste execuții din partea a patru jucători. Este Kjær care dă gol și acum pune presiune pe executantul Bayernului, dar este Arjen Robben. Greu de crezut că poate să rateze acesta, dar să vedem dacă Sergio Rico va fi inspirat. Sevilla poate să treacă mai departe, nu mulți s-ar fi așteptat la acest lucru, dar să vedem. Este bara lui Robben și Bayern se duce acasă. Încă o dată Robert Lewandowski este eliminat după loviturile de departajare. Extraordinar. Sevilla rămâne în competiție. Imperialismul poate fi Europa League pentru Sevilla.
devine din ce în ce mai puternică și are șanse reale de a câștiga. Dacă a scos-o pe Bayern, atunci oricine este în pericol, în special considerând și transferurile pe care le poate face de acum încolo. Iar acum va ataca Atletico de Madrid în sud-est. Chelsea este ținta și se va juca în FIFA 11. În acel sezon, Atleti terminase pe 7 în Primera División și în Europa League ieșise pe 3 în grupă, chiar sub Aris Thessalonic. Pare că a fost un an dezastruos. Dar în schimb, Chelsea terminase pe 2 în Premier League, iar în Champions League a fost eliminată de finalista Man United în sferturi. Per total aș fi zis că Chelsea avea prima șansă, dar Atleti are două transferuri de făcut. Zlatan Ibrahimovic ajunge la Atletico de Madrid, de asemenea Carlos Tevez de la Man City. Atleti se întărește considerabil. Minge recuperată de Carlos Tevez, îl găsește pe Ibrahimovic, Thiago de data aceasta îl găsește pe Diego Forlan și acesta găsește spatele plasei, este gol Diego Forlan în minutul 20. Fantastic au combinat jucătorii lui Atletico de Madrid. În continuare, madrilenii par mai periculoși. Este pentru Thiago, omul cu asistul. Este atacat de la spate, dar se încurcă jucătorii lui Chelsea și vine șutul lui Forlan, imprecis însă. Aruncare de la margine, dar Chelsea trebuie să se grăbească. Este Frank Lampard pentru Anelka. Pe hârtie au o super echipă, londonezii, însă trebuie să vedem și golul egalizator. Este centrare pentru Didier Drogba, peste poartă. Dar e prima mare ocazie a lui Chelsea, care vine de-abia după aproape o oră de joc. Astăzi a fost chiar de nerecunoscut și intră și Sergio Aguero pentru Atletico. Este minge la Maluda, care centrează spre Sturridge. Nici el nu poate să înscrie cu capul de acolo. Ratare imensă și a fost de asemenea și offside. Nu mai contează oricum. Și se pune capăt, Atletico câștigă tot cu 1-0. Super eficientă această echipă. Diferență minimă, dar suficientă și astăzi. Și Atletico este acum prima echipă cu 3 jucători de transferat. Și nu orice jucători vin de la AC Milan, Man City și Chelsea de asemenea, care per total sunt puternice practic oricând. Toate câștigătoare de Champions League. În runda aceasta o să atace Juventus și se vor duce în sud-est. Putem considera că Arsenal e ținta, dar să vedem arena. Va fi FIFA 10. În acel sezon, Juventus a terminat pe 7 în Serie A și în Liga Campionilor a fost pe 3 în grupă, sub Bordeaux și Bayern, a picat în Europa League, unde fusese eliminată în optim de Fulham. În schimb, Arsenal terminase pe 3 în campionat și în Liga Campionilor s-a oprit în sferturi, fiind eliminată de Barcelona. În mare, Arsenal ar avea prima șansă. Juventus îl transferă pe Sessegnon de la PSG astăzi. Dar a prins un PSG în perioada pre-Nasser al Khelaifi, nu era neapărat o forță a Europei. De fapt, nu, în niciun caz nu era. Mingea este respinsă, dar nu prea departe. Acum este Diego pentru Giovinco. Încearcă Giovinco la formica atomica, însă nu este precis. Minge în partea dreaptă unde se află Sessegnon. Vine centrarea acestuia și vine lovitura de cap direct în brațele portarului și a fost de asemenea și poziția afară din joc. Da. Corner pentru Juventus, care până acum a fost cea mai periculoasă echipă și vine lovitura de cabară, dar are și ghinion formația italiană. Denilson găsește pe Arșavin, la marginea careului vine șutul acestuia care se duce pe lângă poartă, dar este prima ocazie a londonezilor. Au venit ceva mai motivați de la pauză. Este Robin Van Persie care îl găsește pe Song, pe care l-am văzut la Barcelona mai devreme, de fapt. Este Arșavin cu centrarea pentru Robin Van Persie. Gol pentru Arsenal. Au venit motivați cu siguranță de la vestiare și trec în avantaj, cu toate că asta este doar a doua ocazie mare a meciului. Juventus a avut atât de multe oportunități și n-au putut fructifica niciuna, însă Arsenal a avut doar nevoie de două. Ultima șansă pentru Juventus. Mai sunt doar câteva secunde din această partidă. Este Amauri. Are nevoie de o centrare perfectă, este pentru Diego și nu poate să reia și se aude fluierul final. Arsenal câștigă. Arsenal va avea o misiune dificilă în continuare. Vecinii sunt Real Madrid și Barcelona acum. În teorie, cele mai puternice echipe rămase per total în toate aceste FIFA-uri. Marseille și Sevilla în general n-ar fi prea puternice și Atletico de Madrid depinde de versiunea de FIFA. Iar acum, în runda aceasta, atacă Barcelona și se duce în sud-est.
Ceea ce înseamnă că Arsenal este ținta și n-are parte de pauză. Iar jocul va fi FIFA 12. În acel sezon, Barcelona terminase pe 2 în Primera División, iar în Liga Campionilor s-a oprit în semifinale, fiind eliminată de câștigătoarea Chelsea. Iar Arsenal terminase pe 3 în Premier League și în Champions League a fost scoasă de Milan în optimi. În mare, Barcelona are prima șansă. Barcelona îl ia pe Lisandro Lopez de la Lyon, preferatul lor, dar din nefericire astăzi probabil o să stea pe bancă, pentru că e greu să-i scoți pe Messi și pe David Villa, de asemenea, din primul 11. De asemenea, o să-l ia și pe Mario Götze de la Borussia Dortmund, iar Arsenal o să-și întărească apărarea cu Chiellini, care vine de la Juventus. Este pentru Wilshere, găsește pasa pentru Van Persie. Este atacat acolo de Piqué și să vedem șutul, dar este pasă decisivă pentru Theo Walcott. Minutul 7, deja Arsenal deschide scorul, dar l-au lăsat pur și simplu acolo fundașii Barcelonei. Lipsă ridicolă de concentrare în apărarea catalanilor. Să vedem replica Barcelonei, este Mario Götze. Poreclit Messi-ul Germaniei de către Franz Beckenbauer, iată că a ajuns să fie și coechipier cu Lionel Messi, care este acum la balon, bară! Incredibil! Ce ocazie am avut la poarta lui Wojciech Szczęsny, însă continuă atacul Barcelonei, este pentru același Lionel Messi, încă Messi și se duce pe lângă poartă. Cât noroc poate să aibă formația lui, era Arsene Wenger? Cred că da. Lovitură liberă, periculoasă, la poarta lui Victor Valdez. Se pregătește Robin Van Persie și șutează direct în portar. Până la urmă se apără bine sau poate nu cei de la Barcelona. Și vine șutul lui Mikel Arteta, actualul antrenor al lui Arsenal în viața reală. Rămâne 1-0. Barcelona în criză de timp. Au nevoie de probabil un moment de magie din partea lui Lionel Messi, care este blocat în schimb. Se apără excelent londonezii. Și se termină aici. Arsenal câștigă cu scorul preferat al imperialismului. 1-0. Ori asta, ori după penaltiuri, bineînțeles. Și au mai rămas 5, iar Real este singura echipă care n-a jucat deloc. Absolut ireal. Dar are șansa să ia totul pe final. Chiar și fără transferuri, tot e puternică în aproape orice FIFA. Indiferent de transferurile pe care le vor face celelalte echipe, Real este o adevărată amenințare pentru titlu. În continuare, atacă Atletico de Madrid și se deplasează în sud. Poate dacă era puțin în dreapta, dar scapă Real încă o dată. Marseille, în schimb, este ținta. Dar foarte important, jocul pe care o să-l avem este FIFA 16. În acel sezon, Atletico terminase pe 3 în Primera División, iar în Ligă a pierdut finala cu Real Madrid. Iar Marseille a fost pe 13 în Ligue 1, iar în Europa League s-a oprit în 16-im, fiind eliminată de Atletico Bilbao. În teorie, Marseille e victimă sigură în acest FIFA. Predicția mea totuși o să fie 1-0 clasic pentru Atleti. Nu cred că o să-i distrugă neapărat. Timpul și pentru transferuri. În primul rând, Carlos Bacca de la Milan ajunge la Atletico de Madrid. După va fi David Silva de la Man City și de asemenea Eden Hazard de la Chelsea în perioada cea mai bună a carierei sale. Adică dacă era dezechilibrat înainte, acum chiar Marseille e posibil să fie complet spulberată. Dar au și ei un transfer de făcut, este Filipe Coutinho de la Liverpool. Minge pentru David Silva, găsește pe Thiago care trece de adversar, vine șutul acestuia scos de Mandanda, portarul care a fost erou în FIFA 19. Greu să îl învingi pe acesta, cu siguranță. Continuă atacul lui Marseille, este pentru Lassana Diarra, îl găsește pe Batshuayi, excelent triunghiul de pase, dar șutul lui Cabea se duce în bară. Cât noroc poate să aibă Atletico de Madrid astăzi? Extrem de activ ca Bea în această primă repriză. Trece de adversar, vine pasul acestuia pentru Filipe Coutinho, nu se poate, este bară încă o dată și offside reactivat la Batshuayi. Ce ocazii imense a avut formația din Franța, însă scapă cu bine Atleti. Este minge recuperată de Griezmann, o pasă neglijentă acolo, care oferă această posibilitate de contraatac. Este Jackson Martinez care trimite pe lângă. 0-0. Bineînțeles, o să fie iarăși penaltiuri. Eu așa cred. Mai sunt
5 minute până la final, să vedem dacă poate smulge cineva victoria. Este centrarea lui Cabea pentru Michy Batshuayi. Gol Marseille, extraordinar. 1-0 pe final și Atleti are nevoie de o la remontada, de un miracol adevărat. Marseille poate produce surpriza. Pe hârtie n-avea nicio șansă, niciun drept să obțină victoria astăzi, dar iată cât de imprevizibil este fotbalul. Iată centrarea perfectă și voleul lui Michy Batshuayi. Astăzi a fost mult mai echilibrat decât m-aș fi așteptat. Și Marseille este aproape de top 4. Marseille în posesie și Atletico de Madrid pune presiune, este în criză de timp. Să vedem, este pasă greșită, însă cedează presiunii și este Godin cu șutul. Mai mult pasă la portar, este Steve Mandantan care n-are niciun motiv să se grăbească. Se așteaptă doar fluierul final care să facă oficială eliminarea lui Atletico de Madrid. Da, este într-adevăr surpriză astăzi. Atletico, echipa cu 3 victorii în sezon, este până la urmă scoasă de Marseille. Nu s-ar fi așteptat nimeni în niciun caz. A reușit să o elimine și pe Liverpool și acum scapă de Atletico de Madrid. Cine profită de acest lucru? Real Madrid, bineînțeles. Marseille pare să se metamorfozeze într-o echipă senzațională, indiferent de FIFA, indiferent de ce spun statisticile. Din păcate, un asemenea miracol probabil nu se va mai întâmpla, pentru că am avut deja 2 în sezon. Iar Marseille, în majoritatea FIFA-urilor, va pleca cu a doua șansă, într-un fel. Deja în acest punct aș spune că Real Madrid ar putea să câștige jucând un singur meci și acela destul de lejer. A scăpat de cele mai mari amenințări, să spunem. De data aceasta atacă Sevilla, iar singurul vecin este Marseille. Dar extrem de important, care va fi FIFA-ul? 0-8. În acel sezon, Sevilla a terminat pe 5 în Primera División și în Liga Campionilor a câștigat grupa cu Arsenal, Slavia Praga și Steaua București, dar a fost eliminată în optim de Fenerbahce. În schimb, Marseille terminase pe 3 în Liga, iar în Liga Campionilor terminase în grupă pe 3, a picat în Cupa UEFA, unde a fost scoasă în optim de Zenit, câștigătoarea competiției. Aș spune că Sevilla pare mai puternică, dar nu poți ignora efectul Marseille în aceste FIFA. La Sevilla ajunge Materazzi de la Inter, de asemenea Lucio de la Bayern, iar Marseille o să-l ia pe Steven Gerrard de la Liverpool și pe Simão Sabrosa de la Atleti. O să fie interesant, dar per total tot îmi mențin părerea că Sevilla trece mai departe. Este minge pentru Diego Capel, pregătește centrarea pentru Luis Fabiano și nu reușește să înscrie, însă, sincer, pare imposibil să dea gol în acest stil în FIFA 08. Până acum cred că n-am văzut niciun gol cu capul după o centrare, nu cred. Lovitură liberă, se pregătește Ziani să execute. Vine pasa pentru Sise și este gol pentru Olympique Marseille. N-am avut încredere în Marseille, dar iată cât de bine se descurcă în absolut fiecare FIFA. Este lovitură liberă pentru Sevilla. În urma unei asemenea faze a dat gol și Marseille astăzi și vine lovitura de cap. Dar n-avea nicio șansă oricum. Trebuie să vină cu o altă abordare Sevilla. Minge respinsă până la Diego Capel, este pentru Dragutinovic, la marginea careului, caută culoarul, dar vine șutul destul de slab prins de un Mandanda tânăr. Este ultima șansă, Luis Fabiano pentru Dragutinovic, în partea stângă, vine cu centrarea nu se poate face nimic, minge respinsă până la Diego Capel, scoate până la Keita cu șutul peste poartă și se pune capăt, Marseille o face din nou. Incredibil, Marseille obține a treia victorie și ei își face loc în top 3 alături de Real Madrid, care n-a jucat niciun meci, și Arsenal, care este întărită de transferurile de la Juventus și Barcelona de asemenea. Eu tot nu cred că o să câștige Marseille, dar rămâne de văzut, orice e posibil în FIFA imperialism. În schimb, Real Madrid, poate principala favorită, nici măcar n-a jucat o dată și este foarte aproape de a câștiga această competiție. Bineînțeles. Iar în continuare atacă Real Madrid. În sfârșit intervine și această echipă. Era interesant dacă primul meci chiar era finala, dar se vor duce în nord-vest. Marseille este ținta. Bineînțeles, au început cu adversarul în teorie mai accesibil. Să vedem și FIFA-ul, dar nu cred că are importanță. E 21, dar Real mereu este puternică și Marseille sfidează toată teoria. Deci, mai întâi, Virgil van Dijk ajunge la Marseille. Mai departe, Luis Suarez ajunge de la Atletico de Madrid, adevăratul Luis Suarez, sau mă rog bine, uruguaianul, nu spaniolul, dar cu siguranță nu acel jucător care a trecut în realitate pe la
Marseille. Și de asemenea de la Sevilla o să-l ia pe Alejandro Gomez. Se întărește considerabil, dar este suficient să învingă pe Real Madrid? Habar n-am. De fapt, teoria n-are nicio importanță. Asensio, pentru Karim Benzema, minge blocată și este Modric, care trimite pe centru, nicio problemă pentru Mandanda. Real pare să domine, însă n-a reușit să înscrie încă. Este cross pentru Benzema. Vine șutul în blocaj. Carvajal recuperează și nu poate să treacă de defensiva francezilor. Luka Modric, evitat acolo unui adversar, este Toni Kroos, scoate însă Steve Mandanda și este o problemă cu care s-au înfruntat toți adversarii lui Marseille în acest sezon. Să-l învingi pe Steve Mandanda este o misiune deosebit de dificilă. Este minge la Vinicius pentru Karim Benzema. Continuă acesta, îl găsește pe Toni Kroos, nu poate să înscrie, extraordinar. Încă o dată Mandanda, magistral. Ne apropiem de prelungiri. Marseille n-a avut nicio ocazie, dar asta nu i-a oprit în trecut din a obține o victorie. Este Carvajal. În partea dreaptă, nevoit să întoarcă pentru Luka Modric, este pentru Eden Hazard, pe care l-am văzut mai devreme și la Atletico de Madrid, pierzând totuși acel meci, dar este, iată viziunea pentru Lucas Vazquez. Asistul este al lui Modric și este 1-0 pentru Real Madrid. Iată că, bine, n-a fost ridicarea din sprânceana lui Carlo Ancelotti, pentru că este Realul lui Zinedine Zidane, care obține victoria pe final. Un meci în care nu s-au concentrat destul pe partea ofensivă până la această fază. Steve Mandanda nu le putea scoate pe toate și Real este aproape de finală după doar un meci jucat. Dar per total, cred că ar merita. Marseille n-a avut absolut nicio ocazie, cu tot cu Luis Suarez și celelalte transferuri. Un Luis Suarez care astăzi a fost la fel de ineficient și inutil precum acel adevărat Luis Suarez care a trecut pe la Marseille în trecut. Au, și se pune capăt, Real Madrid ajunge în finală. Așadar, finala imperialismului va fi Real Madrid-Arsenal. Totul depinde de ce FIFA pică, pentru că Real e puternică aproape oricând, însă Arsenal a avut o perioadă la un moment dat la mijlocul decenului trecut în care chiar nu erau puternici deloc. Roata a ajutat-o pe Real mai mult până acum, dar să vedem în continuare. Momentul adevărului, prieteni, este pentru finală FIFA 08, unul foarte popular astăzi și cel mai vechi pe care îl dețin, dar 2007 era cel mai vechi. Primul pe care l-am jucat. În acel sezon, Arsenal terminase pe 3 în campionat și în Liga Campionilor a fost în aceeași grupă cu Steaua, grupa aceea pe care am văzut-o și în trecut, dar a fost eliminată în sferturi de Liverpool. Iar Real Madrid câștigase Primera División, dar s-a oprit în Liga Campionilor în optimi, fiind eliminată de AS Roma. A avut noroc Arsenal, are o echipă puternică în acest FIFA. Aș zice că o să fie o finală interesantă și potențial echilibrată. Real îl ia de la Marseille pe Nasri, jucătorul care se mutase în realitate la finalul acelui sezon la Arsenal. Iar londonezii o să-l transfere pe Pavel Nedved de la Juventus și de asemenea pe Ronaldinho de la Barcelona. Va fi o finală interesantă cu siguranță. Sincer, eu aș miza totuși pe Arsenal, la diferență minimă, dar oricum, meci echilibrat, dar Arsenal o să aibă succes. Este din nefericire acel FIFA în care loviturile de cap nu par să funcționeze. Este totuși pentru Arjen Robben, cu centrarea pentru Van Nistelrooy cu șutul și este bară! Scapă Arsenal! Înainte de pauză, încearcă să obțină avantajul echipa lui Wenger, este corner Robin Van Persie pentru Ronaldinho, minge pe lângă poartă. Bine, nu mă surprinde deloc. N-a mers nicio lovitură de cap astăzi. Ultima fază. Arsenal poate să smulgă victoria pe final. Este Nedved pentru Ronaldinho, căutând centrarea și este Eduardo. Bineînțeles, se duce pe lângă. Nicio șansă cu asemenea faze și o să avem prelungiri. 20 de minute până la potențialele penaltiuri. Să vedem acum. Este Nasri pentru Heinze. Raul pentru Van Nistelrooy, îl găsește pe Fernando Gago și îl ia la țintă pe portar și până la urmă pericolul este îndepărtat. Se termină la penaltiuri. Într-un fel e normal, trebuia să mă aștept la așa ceva. Este loterie. Loteria care va decide învingătoarea imperialismului este Van Nistelrooy, care dă gol în poarta lui Lehmann. 1-0 așadar pentru Real Madrid. Este Gilberto Silva care înscrie de asemenea. Mai departe Nasri împotriva viitoarei sale echipe. Cumva este gol. Robin Van Persie
extrem de important în acest sezon și dă gol. N-a ratat nimeni, deocamdată este Raul, capitanul care ratează, este Lehmann cu intervenția, fantastic, Arsenal are prima șansă, este Pavel Nedved, venit de la Juventus pentru acest moment decisiv și este golul acestuia în poarta lui Casillas, are avantaj Arsenal și acum este Diarra, o să vedem. Ce va face acesta? În fața lui Lehmann îl păcălește și este gol, însă Arsenal nu poate să rateze în acest moment, este Ronaldinho, slabe șanse, dar să vedem, este gol pentru Arsenal, 4-3, acum este momentul decisiv, este Schneider, dacă nu dă gol e gata. Și respinge Lehmann, este victorie pentru Arsenal, Arsenal câștigă imperialismul și a scăpat de Juventus, Barcelona și de Real Madrid. E ceva, lasă un emoji cu o coroană dacă ai ajuns atât de departe. De asemenea, dă-i click aici pentru un video mai vechi, un gol egal schimbă FIFA-ul în care am jucat cu Barcelona. Ok, ne vedem acolo.